Încet, încet, fermierul începe să strângă bani și de investiții. Procesul este lent, dorința mare, iar nevoile uriașe. Este îmbucurător faptul că tot mai mulți agricultori vin la târgurile industriei din Breaslă, nu doar ca să se uite, ci vin ca să cumpere echipamente. O dovadă sunt răspunsurile date de fermieri reporterului nostru, întrebați fiind dacă au venit la Agriplanta doar așa de florile mărului. Urmăriți voxurile Agro TV. La acest târg ați venit să cumpărați sau să vizitați? Și una și alta. Da. Dacă aș fi avut bani, vineam și luam și un tractor sau o combină. Na? Ce utilaje de mare capacitate sau? Nu, mai de-astea mai mici, așa, pentru de-astea, da. Și o combină mai mică, că nu am în suprafață mare și dacă aș lua o să o închiriez tot pentru așa, deci nu... N-aș lua o combină super mare de-astea mari sau utilaje de-astea mari. Nu, mi-aș lua un tractor dacă aș avea bani. Lucrez la o societate și vin numai ca să vizitez. Deci de cumpărat se ocupă șef. Dar dacă ar fi să cumpărați ceva, ar fi interesat? Ce să vă spun? Adică un tractor și o combină. Tractorul cu utilajele aferente pentru el. Să și cumpărăm. Să și cumpărăm. Anul ăsta facem o achiziție de un combină. Aveți informații despre aceste utilaje înainte de a cumpăra? Sigur. Niciodată nu luăm fără să ne... E o valoare mare. Și întâi ne interesăm, o vedem în brazdă cum lucrează și după aia ne aruncăm. Că sunt bani. Sunt bani. 200.000 de euro la un fermier cu 150-180 de hectare. Și până la urmă risca să faceți această investiție? Păi dacă nu ținem pasul, nu facem treaba. Au fost în care am mers și am și cumpărat, dar momentan aici vizităm, doar vizităm. Vă informați în legătură cu ultimele noutăți în materie? Da. Da. Păi, cum spuneam mai devreme, precizia nu se mai face ca pe vremea străbunicilor sau bunicilor. Acum tot depinde de utilaje performante, precizie. Asta este. De obicei m-am luat să vizitez și să mă reorientez. Înțelegeți? Mă orientez și după aceea mai am prieteni care, pe baza prietenilor, să pot să le arăt și să vină să-și achiziționeze unetele respective, care, utilajele respective care le au în... care vor să le folosească, da, pentru culturile respective.